nostra aprobarea dumneavoastră, conținutul procesului de față la ședința anterioară. Ce este pentru? Vă mulțumesc. Avem astăzi pentru discuție 19 proiecte de hotărâre. Cine este cu? Cine este pentru? Dacă îmi permiteți, aș avea o propunere, deoarece de ultima zi la primul proiectul pentru reședința amicabile de vedere de mii proiecte 19, v-am propune modificarea ordinii de zi, în sens și trecerii proiectului din numărul 19 și poziția 1. De acord cu dumneavoastră, dar supuneți pe aprobarea colegilor. Dar deci sunteți de acord cu ordinea de zi, da? Ce este pentru? Proiectul de hotărâre numărul 19 privind luarea unor măsuri legate de gestionarea bugetului local al municipiului Piatra Neamț. Supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Nu. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț anul 2012. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipalității a unui bun imobil, teren și construcție situat în Piatra Neamț, strada Lupărului, numărul 10, bloc 10. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Să abține cineva? Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirii a două suprafețe de teren de 10 metri pătrați, proprietatea municipiului Piatra Neamț, pentru amplasarea a două rampe de expunere auto în piața Petrodara și în piața Ștefan cel Mare. Votul pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind constituirea de mijloace fixe și înregistrarea lor în patrimoniul municipiului Piatra Neamț și transmiterea către compania județeană APA Servesa a rețelelor de apă și canalizare. Votul pentru? Abține? Împotrivă? Proiect de hotărâre privind designarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliului de Administrație al Unităților de Învățământ de pe raza municipiului Piatra Neamț. Votul pentru? Proiect de hotărâre pentru modificarea valorilor din anexa la hotărârea Consiliului Local numărul 270 din 28 a loc a 2012. Votul pentru? Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local 92 din 2011 privind locuințele de serviciu, proprietatea municipiului Piatra Neamț, folosința casă de asigurări de sănătate, în folosința instituției prefectului Neamț. Cine este pentru? Împotrivă? Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de constituire a Consiliului de Administrație la societățile comerciale unde autoritatea publică locală este acționată. Avem un amendament, eu l-am depus spre știința tuturor colegilor, în sensul că aș opta pentru operabilitate, pentru transparență, dar mai ales pentru un rezultat mai mult decât pozitiv în favoarea societăților care urmează să fie desemnați cei care vor constitui consiliile de administrație, să mergem pe varianta prevăzută de ordonanța 109 a unei comisii pentru stabilirea criteriilor și pentru selecție, iar comisia să fie formată din cei care deservesc societățile și un reprezentant din primărie pe domeniul resurselor umane. Procedura așa cum și urmează, urmează să desfășura oricum sub directul patronajului național din majoritate. Este la îndemâna noastră, în câteva zile, practic până săptămâna viitoare, să vedem că avem și anunțurile în presă și pe pagina de internet, este o procedură rapidă și mai mult decât atât. Cei care lucrează pe resurse umane, cunosc specific, cu ce anume criterii ar putea să ajută la cunoștința doritorilor de a-și depune candidaturile, de dosarele. Mi se pare mult mai practic și mult mai rapid pentru ceea ce înseamnă, oricum am întârziat în constituirea Consiliului de Administrație. Thank you.
persoana din primărie. Înțeleg că avea să știți cei de la resurse umane, doar din care societate, nu voi să fi și o persoană din primărie. Mai mult de atât, putem finanța activități care sunt deja începute?
niște cazuri. Asta ține de hotărârea și de modul cum privește și de interesul pe care îl manifestă autoritatea, dar nu este înregistrată să ia decizia. Deci asta nu trebuie să mă întrebați pe mine ce hotărâre sunteți la dumneavoastră. Asta. Nu vă spune punct de vedere. Nu putem finanța chestii care deja sunt începute. Dacă vă interesează ca și comunitate, prin reprezentanții ei, o activitate, pot să-i preiau o finanțare și de la jumătate, și de la început, și de la sfârșit. Nu există niciun act normativ în privința asta care să spună să poate lua numai de la început, numai cu 5 zile înainte sau numai cu 5 zile de început. De ce nu s-a făcut așa proiect? Era suficient să se supună dezbaterii Consiliului Local aceste finanțări, aceste parteneriate și nu acum, când activitatea deja este începută, să luăm act de această solicitare. Aici nu pot să trebuie. La chestiunea asta, eu ca și compartiment și la activitate pe care o coordonez, în momentul în care am primit materialul, l-am promovat și am pregătit pentru mai mult așa. În altă ordine de idee, domnul Corbușanu, noi trebuie să subliniem beneficii ca și comunitate, beneficii activității în sine. Dacă acest beneficiu există, are nicio relevanță cum se luăm finanțarea, da? Pentru că beneficiul se produce de la momentul debutului. Care este beneficiul, să spunem? Că nu l-am văzut în mapă ca obiectiv stabilit. Deci, nu știu, ne punem obiectiv de aia, nu știu, dar nu știu ce. Să puneți problema că nu este o activitate de beneficiu și asta trebuie să discutăm. Adică că avem, ca municipalitate, avem beneficii. Sunt activități care, da, folosesc comunitate. Mai mult de atât, când noi, chiar astăzi, ori de zi, avem hotărâre sau proiecte de hotărâre să ne împrumutăm de bani în bănci. Avem un cârt de proiecte de parteneriat care cumulate anul 230.000 de euro. Nu, domnul Drăgușanu, bugetul este structurat. Noi nu împrumutăm bani ca să finanțăm. Cum se lua din bugetul respectiv? Ei nu se poate. Acel capitol din buget și să mai finanțăm niște... Este o structură a bugetului. Nu poate ieși dintr-o parte să duci în alta. Fiecare își are destinația lui. Nu sunt și astea, desigur, dar eu am văzut punctul de vedere să-mi răspund și vă mulțumesc că m-ați apurat. Da, cred că discuțiile le putem încheia și trecem la vot. Cine este pentru primul amendament? Pentru primul amendament, domnule, da? Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț și acest
proiect referă la turismul rural, nu văd ce ar trebui să potrivim noi cu mai. Totuși, amendamentul nostru costă în a acorda suma de 20.000 de euro pentru acest proiect. Dar aici vreau să înțeleg niciodată. Problema este că aici este un parteneriat între Primăria Piatra Neamț, Consiliul Județean Antrec și Ministerul MDRC-ul, care cu onoare condus de un general, de la dumneavoastră. Cunoaștem la proiectul. Acum ce ar trebui să susțineți proiectul, domnul ministru liberal de-a dumneavoastră. Dacă vorbim și politic, o să vorbim puțin și din politic. Mai legă de interesul comunității locale. Interesul comunității când îți vin în comisar european și îți vin reprezentat din 27 de state din Uniunea Europeană în Piatra Neamț, cred că este un eveniment care noi trebuie să-l onorăm și să fim mulțumiți că am reușit să aducem acest eveniment în Piatra Neamț și trebuie să-i mulțumim și domnului Nișu Chirurgului aici, președintele Antrecului, care e din Piatra Neamț și a adus acest eveniment în Piatra Neamț. Și se estimează că vin aproximativ 300 de oameni din 27 de țări europene. Cred că dacă aici e opinia mea personală, dar oricum, supuneți la vot la structurare. Cât s-a făcut? Nu era bine să-l fi văzut și noi, nu?
Și ucesul inițial, cum s-a spus, a fost de 200.000 de euro, a spus asta și la Consiliul de Țean. Ne-am depus un proiect cu finanțare europeană la Bruxelles. Întrucât finanțarea ne-a fost refuzată de pe Bruxelles, am tăiat acest buget, de 200.000 de euro. Am zis, bun, putem să facem, ne-am asumat acest folos, putem face și 100.000. Noi împreună cu Consiliul de Țean. În pare rău că nu este la MAPA, o să aducem și informații foarte detaliate despre efectiv ce costă fiecare, dar toate aceste informații vor fi la dublu, vă spun pentru că asta ar fi costat în mod normal acest congres. Acum ne descurcăm, facem totul cu bani mai puțin, totul este să-l faci. Mulțumim și dumneavoastră, sunt supus pe aprobarea amendamentului, amendament, ce este pentru? Cine este împotrivă? S-a abținut cineva? Supun spre aprobarea noastră proiectul de hotărâre așa cum a fost redactat de către executiv. Cine este pentru? Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui acord de principiu privind realizarea pe raza administrativ teritorială a municipiului Piatra Neamță a unități penitenciare în parteneriat și Ministerul de Justiție, Administrația Națională Penitenciară. Vote pentru? Împotriva, ține-mi. Atât e la vedere. Proiectul de hotărâre numărul 12 pentru modificarea articolului numărul 1 din HCL-ul 242 din 31.7.2012 pentru actualizarea componenței Comisiei Sociale a Consiliului Local pentru Analizarea și Soluționarea celor de locuință de stat din privire. Votul pentru? Împotriva, ține-mi. Proiectul hotărârii privind unele măsuri pentru asigurarea consultanței juridice și a reprezentării în instanța poliției locale. Cine este pentru? Abține, împotrivă. Proiectul hotărârii privind reformularea articolului 18.11 din contractul de concesionare servicii publice numărul 34.093 din 4.8.2006, anexă la Convenția de locație numărul 4.860 din 20.2011. Votul pentru? Împotriva, abținere. Trecem peste punctul ăsta, lăsăm la urmă alegerea președintelui ședință. Dar așa, mai conduc. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea științifică, specifică serviciului sau unitate liberă. Cine este pentru? Abținere, împotriva, nu proiect de hotărâre privind monitorizarea activității de asistență medicală școlară din partea Consiliului Local. Cine este pentru? Da. Vă mulțumesc. O abținere. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 124 din 25.04.2012. Votul pentru? Abținere. Împotrivă. Punctul 19 a fost dezbătut. Și vă rog, alegeți proiectul președinte. Și propune. Eu sunt o singură propunere. Cine este pentru ca doamna Burlan să conducă? Împotrivă? Abține? Bună. Vă mulțumesc. Înainte de următoarea personală a colegii mei, cu lămintă de a fi de acord, cu lămintă de vedere că vine iarna, și întrebarea mea să vedeți și mai pe iarna în mica vara, și așa cum această glumă aș vrea un lămintă să solicităm societății care au făcut de cuvântare în vietele ce mai au făcut la mine, o informare, în conformitate cu prevederile de acest lucru de cilă. Știm că această societate se află în societate suficient de delicată, din este în insolvență, sau în necesare, dar și în insolvență. Toate acestea... Reorganizare. Toate acestea, această societate va trebui să funcționeze în continuare, ca să asigure serviciile de insolvență. În mod special pentru cei care cunoaște mai cuțin sau suntem la curent, suntem în urma ultimilor evenimente petrecute în această societate, dorim o informare care se scoate în evidență situația funcționării punctelor termice,
situația utilizatorilor la ora actuală în aceste, conectați la aceste puncte fizice, cauze de branșeri, pentru că am înțeles că în continuare lumea se branșează de la puncte noastre fizice, situația datoriilor către furnizorul de gaze, situația încăsării subvențiilor, pentru că acolo există un lanț, da? Situația financiară a societății este strict legată și de felul în care noi achităm datoriile, subvențiile către această societate. Și nu în ultimul rând, am dorit să știm costurile și eficiența investițiilor făcute prin proiectul de modernizare a sistemului de încălzire noastră. Eu consider că aceste chestiuni sunt de maximă importanță pentru oamenii care au rămas conectați la sistemul de încălzire centrală. Trebuie să avem un orizont, o perspectivă, o gândire vis-a-vis de ce se va întâmpla cu sistemul de încălzire din oraș Piatra Neamț, care deja funcționează la un minim din punct de vedere al capacității sale instalate. Dacă mai sunt și alte interpelări? Da, mai am eu. Oricum, doamne.